Apropo de asta, îți spun, parafrazez ce ai spus tu și îți dau un alt exemplu, care îl dau fiului meu, care are 18 ani, deci este într-o perioadă mai, să zic, mai complicată. Și spun așa, dacă vrei să cucerești o fată, fă-o să zâmbească. Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai o primă sau o singură dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la un nou episod Antreprenori în Asigurări, seria lider de succes. V-am prezentat deja foarte multe modele. Nu sunt doi lideri la fel, nu arată succesul de două ori în același fel. Astăzi îl avem în studio pe Dragoș Mircea. Bună ziua. Totdeauna mi-am pus întrebarea care-i numele, care-i prenumele. Oameni buni, prenumele este Dragoș. Mircea este numele de familie, da? Și am lămurit chestia asta. Interbug, broker de asigurare, o companie cu câți ani de experiență? 17 ani. Da, tu mai ai niște experiență și dinainte. Da, experiența mea e de peste 20 de ani în domeniul asigurărilor. Deci, chiar... Din 99, cred că sunt, da, din 99 activez în domeniul asigurărilor, deci avem 22 de ani aproape. Deci, practic, ai început cam odată cu noi, cu X-Primul, pentru că noi am început în 98 și în 99 am făcut prima conferință pe asigurări. Cum ai început asigurările? Știu că făcuse deja ceva bani înainte de asigurări. Ce te-a împins în direcția asta? A fost o decizie de moment, am acceptat să lucrez la un prieten ca agent de asigurare, asta undeva în anul 2000, deci am luat-o practic de jos. E adevărat, financiar nu aveam neapărat, să zic, o problemă urgentă, dar mi-am dorit să evoluez într-un mediu care consideram eu că este de viitor. Și am vrut să văd lucrurile cum se mișcă de la firul ierbii. Am avut, să zic, un succes, nu a apărut chiar imediat, a fost o perioadă destul de lungă până am reușit să învăț, fiind un lucru nou, un domeniu nou, până am reușit să învăț, să mă familiarizez cu tot ce înseamnă partea aceasta de arhitectură în businessul de asigurări, de produse de asigurări. După care, evident că au început să se arate și primele roade, am început să capăt experiență și, în primul rând, am început să capăt curaj, să-mi dau seama că că e o activitate productivă din punct de vedere financiar, dar mai mult de atâta mi-am dat seama că pot să ajut comunitatea, pot să-mi ajut prietenii și că e nevoie de aceste, cum a spus Sergiu foarte bine mai devreme, e nevoie de această centură de siguranță încât cuplată la cât mai multe mașini sau la cât mai multe vieți. Dragoș Mircea, se fac bani în asigurări? Da. Merită să lucrezi în domeniul ăsta? Cu siguranță da. E mai bine să încep ca agent de asigurare? Aici mi-e greu să zic dacă e mai bine sau mai puțin bine. Eu pot să spun exemplul meu personal. Pot să zic cum am început eu. Cred că sunt printre puținii brokeri care au început de, mă rog, ca agent de asigurări, au luat-o de jos, au crescut, s-au dezvoltat, au adus oameni, eu niciodată, de exemplu, n-am adus oameni din asigurări lângă mine, am adus oameni din afara sistemului, i-am școlit, am păstorit, am ajutat să intre în acest domeniu așa cum am putut eu. N-am fost poate nici cel mai bun ghid, n-am fost nici cel mai bun mentor pentru ei, dar am încercat să le arăt modul meu de a gândi și să le imprim modul meu de lucru. Lucru care în final s-a dovedit, zic eu, bun. Dovadă și cei aproape 17 ani de când lucrez în domeniu și rezultatele noastre sunt bune și sau foarte bune. Când aduci un om nou în firmă, ce cauți la el? Ce urmărești în primul rând?
Ok, nu trebuie să știi asigurări. Ce cauți? Caracterul. Ce caracterul. Mă interesează persoana respectivă din punct de vedere al felului de a fi. Mă interesează ca persoana respectivă să aibă curaj. Mă interesează ca persoana respectivă să aibă capacitatea de a-și asuma anumite fapte. Pentru că cu timpul am descoperit că mulți dintre noi au o problemă legată de asumare. Și aici cred că nu trebuie să dau să dau exemple, pentru că toți le vedem. Toată lumea încearcă să paseze vina, toți eu nu sunt, eu asta trebuie să fac, eu aici, și apreciez foarte mult oamenii care ies din această, să zic așa, cutie a, domne, astea sunt limitele mele, asta trebuie să fac, asta e fișa postului, ies din aceste tipare și reușesc să dovedească că au curaj și că vor să se implice, să se ducă mai departe, să se perfecționeze în domeniul, în fiecare, mă rog, în domeniul în care consideră ei de cuvință. Am înțeles ce fel de oameni cauți. Acum întrebarea este, ce le dai tu lor? Ce le dă Interbook Insurance Broker? Bani. Că se câștigă bani în asta. Că se câștigă bani și din punctul ăsta de vedere, evident, încerc să-i plătesc în așa fel încât să fie motivați, adică să nu le lipsească partea financiară, dar nu partea financiară, cred eu că este motivul pentru care colegii mei stau de peste, am colegi de marea parte a lor e de peste 10 ani la mine. Le ofer și libertatea de a decide ce trebuie să facă în așa fel încât să le fie lor bine și evident și nouă. Le ofer un mediu de lucru și un mod de a lucra și de a se dezvolta care nu cred că e în foarte multe societăți similare. Încercăm să fim diferiți. Încercăm să fim diferiți, să nu ne legăm în canoanele birocratice, să îi aglomerez cu ședințe inutile, cu diverse probleme pe care eu consider că sunt foarte urgente, dar pe care de fapt sunt doar operative sau doar sunt în capul meu. Motiv pentru care încerc să le fac viața cât mai ușoară, cât mai simplă și să își folosească creativitatea și timpul în așa fel încât să ajungă la maximum de randament pe care îl pot da. Dragoș Mircea, care e principala ta calitate ca antreprenor? Sunt un tip rezistent la stres. Am trecut prin foarte multe schimbări și cu toții am trecut prin aceste schimbări și consider că una dintre principalele calități ale unui antreprenor este rezistența la stres. Trebuie să reziști. Sunt foarte mulți oameni buni, foarte buni, mai buni ca mine, mult mai buni manageri ca mine, dar care nu pot rezista acestui stres. Motiv pentru care e foarte bine să ai la tine în organizație, dar vor fi niște antreprenori destul de, să zic așa, mediocri. Ce alte calități ai? Consider că sunt un foarte bun vânzător. Am acest talent de a reuși să imprim, să creez această stare de confort în momentul în care cineva dorește să cumpere un produs, cum sunt asigurările, un produs care nu se vede, nu-l palpezi, nu știi ce e. Trebuie să-i dai omului certitudinea cât se poate că el va avea, să zic așa, acea centură sau când îi vei pune tu acea centură de siguranță, ea sigur va funcționa și el sigur va fi protejat.
Dacă te-ai fi apucat de altceva decât asigurări, ai fi reușit? Cu siguranță da. Ăsta e răspunsul. Cu siguranță da. Ce înseamnă succesul pentru tine atunci? Succesul... Dimineața când te scoli, te uiți în oglindă și te uiți la omul pe care îl vezi acolo, la fața pe care o vezi acolo și spui, da, ce fac eu e bine. Asta înseamnă succes. E adevărat, un pic de parte materială trebuie să existe. Dar succesul trebuie să fie în toate planurile. Trebuie să ai, să ai succes la muncă, trebuie să ai succes în familie, trebuie să ai succes cu prietenii, trebuie să fie un echilibru în toate. Motiv pentru care eu asta spun, că dacă te uiți dimineața în oglindă și ceea ce vezi îți place, înseamnă că ai succes. Dragoș Mircea are succes indubitabil. E de peste 20 de ani în piața de asigurări. Dacă vă place discuția noastră și sunteți pe YouTube, puteți să vă abonați și dacă o să apăsați pe clopoțel, atunci de fiecare dată când intrăm live, o să vedeți un lucru formidabil. Veți fi primii anunțați. Dacă nu vă place YouTube, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe LinkedIn, ne găsiți pe Instagram, ne găsiți în toate locurile posibile în care se vorbește despre asigurări. Mă întorc la subiectul nostru, succesul în asigurări, succesul în brokerajul de asigurări, succesul în antreprenoriat. Dragoș Mircea, cât e leadership în povestea asta? Cât e management? Cât ești manager? Cât ești leader? Cât inspiri și cât ghidezi? Cred că leadership-ul este foarte important într-o organizație mică, bine, e clar că și într-o organizație mare e important, dar într-o organizație mică este cu atât mai important rolul unui lider, unei persoane care să poată să țină câteva persoane legate într-un mod în care ele să reușească să se dezvolte și să-și însușească oarecum lucrurile pe care tu vrei să le exprimi. Partea de management e foarte importantă și ea, dar din punctul meu de vedere, la o organizație ca a mea, leadership-ul este mai important. Și puterea exemplului, asta de fapt. Despre asta e vorba. În mintea fiecăruia dintre noi este ceva rămas de la părinți. Ce vorbă ți-a rămas de la părinții tăi care îți ghidează activitatea așa acum? Oh, sunt foarte multe lucruri pe care părinții mi le-au spus și care pur și simplu m-a făcut să meditez asupra lor. Țin minte că mama mea a fost ingineră. O tipă foarte inovativă, are și a avut câteva inovații, câteva invenții. Era o doamnă foarte pricepută în tot ce înseamnă a meșterii. Adică nu era o doamnă obișnuită care îi plăcea să se coafeze, era o doamnă care tot timpul avea șurbelința în buzunar. Și m-a șocat cu o vorbă pe care mi-a zis-o când eram mic și când toți vorbim de vremea comunismului și era cultura muncii, toată lumea să muncească, că să muncim, să muncim, să muncim. Și într-o zi vine mama și îmi spune că lenea este motorul progresului. Lucru care, practic, pe moment m-a șocat într-o cultură muncitorească, heirupistă, cum era atunci. Și n-am stat să o întreb mai multe, pentru că pur și simplu am râs, am zis că e o glumă, am luat-o ca o chestie așa spusă foarte, nu știu, să zic, la mișto. După care am stat și am analizat un pic situația și mi-am dat seama că de fapt ceea ce ea vroia să spună
e că tehnologia, că inovațiile, că toate aceste lucruri noi ne fac viața mai ușoară. Și de fapt despre asta e vorba, să-ți faci viața mai ușoară și să ajuți, să te ajuți pe tine tocmai prin tehnologie. Lucru care acum face sens. Nu prea ieși, nu te-am văzut vorbind la conferințe, nu te-am văzut în emisiuni și așa că întrebarea mea e una cumva o curiozitate personală. Ce te face, ce te-a făcut să accepți invitația noastră? De a fi aici, de a vorbi despre business-ul tău? Cred că câteodată e important ca ceea ce tu ai de spus să dai mai departe și poate sunt anumite lucruri pe care noi le gândim, dar nu le spunem și dacă sunt și alții care le gândesc și le spun, poate sunt unii dintre cei care se uită acum la noi și care o să zică, uite, chestia asta am gândit-o și eu, dar am crezut că sunt singur. Se pare că nu sunt singur. Și atunci ne dăm seama că suntem mai mulți care gândim la fel și poate reușim să schimbăm ceva. Bine. Asta vine tot din leadership. E un fel de a fi model pentru alții. Ești un tip de succes. Ai avut reușită, cum spuneai tu, orice te-ai fi apucat, consider că ai fi reușit. Te-ai apucat de asigurări. Ce te-a făcut să rămâi în continuare în asigurări? Pentru că nu cred că banii sunt... Da, se câștigă bani în asigurări. Câștigase-i bani și înainte. Probabil puteai să câștigi și din altceva. Ce te ține în asigurări? Odată ce intri în acest domeniu, ai, în primul rând, un domeniu care te cucerește din punct de vedere al complexității, al diversității, adică e ca matematica, ca șahul, nu se termină niciodată, descoperi lucruri noi, nu te plictisești. Este un domeniu fantastic, e un domeniu incredibil de vast. Și faptul că ai noi provocări sau că ai provocări în fiecare zi, te face să continui și să-ți dorești să continui și îți dă forța să continui în ritmul pe care l-ai avut la început. Al doilea lucru, la fel de important, este faptul că, și aici nu o spun doar așa de dragul de a o spune că dă bine, ci pur și simplu asigurările sunt despre comunitate, despre oameni. Despre faptul că ușor, ușor te gândești că ai și tu un rol în a ajuta oamenii. Și este momentul, momentul nostru, momentul meu acum, să spun că avem nevoie de aceste asigurări pentru că fără ele ne va fi mult mai greu. Așa cum spun uneori la emisiuni, să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Decât să fii la milă altora, mai bine investești o sumă mică, ți-ai cumpărat polița de asigurare, ești liniștit. Dacă mai ești un broker care să te sfătuiască, e perfect. Așa. Ai spus că ești un foarte bun vânzător. Dacă tu vinzi, ce fac colegii tăi? De fapt, noi așa am început. Eu sunt un bun vânzător, așa cred. Am plecat singur la drum, când n-am mai putut singur, mi-am angajat o colegă care să mă ajute. Când amândoi n-am mai putut, m-am mai angajat încă o persoană care să ne ajute și tot așa. Și am ajuns la peste, cât suntem, 12 persoane în momentul de față, care toți reușesc să mă ajute. Între timp, bineînțeles că fiecare are partea lui au clienții lor, au prietenii lor. Eu insist foarte mult pe comunicarea fizică, interacțiunea între oameni. Chiar dacă online-ul e bun, digitalizarea e perfectă, ne vom duce, o să lucrăm numai cu chatbot-uri și cu roboți și cu... Eu sunt pe stil vechi, mie îmi place ca omul să vină să-și ia informația direct de la mine.
să pot să-i văd problemele, să pot să discut cu el față în față, să înțeleg cu adevărat ce probleme sunt la el acolo și abia atunci să pot să-i dau un sfat și să-i dau o sugestie ce ar trebui el să facă. Poate nu numai de asigurări. Și asigurările sunt importante, dar latura umană e la fel de importantă. Care e principalul rol al brokerului de asigurare? Principalul rol este să fie lângă client și să-l nu că să-l ajute în luarea unei decizii, ci pur și simplu în acest hățiș legislativ, economic, unii se pricep mai bine, unii se pricep mai puțin, să fie omul care îi ia de pe cap problema de a decide ce să facă, unde să-și facă o astfel de asigurare. Să ia, cum se spune în engleză, the pain off his head. Cu alte cuvinte, tu spui că brokerul de asigurare este o călăuză. Da. Cineva mi-a spus că are și rol de avocat, și rol de doctor, și rol de consilier și așa mai departe. Dar ce ai descris tu acum este rolul unei călăuze. Știe drumul și e capabil să te ghideze dacă tu vrei să ajungi din punctul A în punctul B în siguranță. Discutam despre comunicare puțin mai devreme. Ce înseamnă pentru tine Media Xprime, brandul Xprime? Oh, o întrebare foarte, foarte... De fapt, nu e o întrebare grea, e o întrebare foarte ușoară. Xprime, pentru mine, reprezintă două cuvinte. Al doilea e Costache. Primul e Sergiu. Bun, hai să te întreb altfel atunci. Ce înseamnă pentru tine Sergiu Costache? Sergiu Costache este pentru mine una dintre cele mai pozitive persoane pe care le-am cunoscut. Un extraordinar de bun comunicator și o persoană agreabilă din toate punctele de vedere. Căruia îi mulțumesc că sunt aici în emisiune și căruia îi mulțumesc că mi-a acest interviu. Și eu mă bucur că am reușit să te scot din bârlogul acela al necomunicării, pentru că ești un om care are lucruri de spus. Așa cum spuneai mai devreme, sunt oameni în viață care s-ar putea să-și imagineze o traiectorie ca a ta, dar n-au văzut pe nimeni făcând chestia asta și poți să le dai curaj. Ne-am văzut la Perebar, la conferința anuală. Ce înseamnă pentru tine Perebar? Perebarul pentru mine reprezintă, e o părticică, părticică din mine. Este modul în care noi reușim să ne prezentăm în fața autorităților, să le explicăm problemele cu care noi ne confruntăm, să le arătăm diferitele situații pe care noi considerăm că ar trebui să le reglăm în așa fel încât să funcționăm și să ne putem arăta cu adevărat valoarea în fața clienților noștri. Te-am văzut adesea cu câte o glumă, cu câte o poantă, cu câte o întorsătură de frază. Ce rol joacă umorul în a avea succes în acest domeniu? În vânzări, în fața clienților? Umorul... Un om care știe să râdă, un om care știe să zâmbească, un om este un om pozitiv. Întotdeauna în vânzări vrei să ai de-a face cu o persoană pozitivă. Adică e mult mai simplu să vinzi când tu ești o persoană care ești deschisă decât cineva care este pur și simplu lipsit de orice empatie, de orice mod de a te distra, de a te amuza de anumite lucruri. Iar ca și vânzător, o glumă bună. Apropo de asta, îți spun, parafrazez ce ai spus tu și îți dau un alt exemplu, care îl dau fiului meu, care are 18 ani, deci este într-o perioadă mai... să zic, mai complicată. Și spun așa, dacă vrei să cucerești o fată, fă-o să zâmbească.
O cale simplă către sufletul clientului, chiar dacă acesta este o fată pe care vrei să o cucerești și pe client vrem să-l cucerim. Fie că sunteți pe Facebook, pe Instagram sau pe LinkedIn, abonați-vă la canalul de YouTube Xprim, pentru că o să vedeți modele de business din asigurări, o să vedeți realitățile, o să vedeți emisiuni în direct, o să vedeți emisiuni înregistrate, o să vedeți dacă merită să lucrați în acest domeniu, o să vedeți dacă merită să vă faceți o poliță de asigurare. Pentru că, așa cum spuneam, să ai o poliță de asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vreau să te întreb, Dragoș Mircea, dacă ar fi să ai din nou 20 de ani să te apuci de o carieră în asigurări, ce recomandare ți-ai face tu ție și, evident, ce recomandare ai face unui tânăr care ar vrea să intre în domeniul ăsta, să facă bani, să fie antreprenor? Cred că problema tinerilor care vor să intre în asigurări și pe care pot să o înțeleg este că nu au suficientă răbdare, nu e un domeniu în care banii ies rapid, se fac imediat. Și aici cred că ar trebui să încercăm și noi ca, să zic, brokeri, ca asigurători, în momentul în care aducem oamenii noi în sistem, să încercăm să-i, pe lângă formarea lor ca pregătire profesională și așa mai departe, să încercăm să le arătăm că, sau să-i obișnuim sau să-i facem să înțeleagă că e un domeniu în care succesul nu vine, din păcate, imediat, nu vine din primele momente, dar odată ce începe să vină, trebuie să se gândească toți cei care vând asigurări că avem marele avantaj, și aici, repet, este un mare cu M mare, faptul că asigurările sunt redundante, faptul că ele se vând pe perioade anuale, faptul că banii pe care tu îi încasezi astăzi, vei încasa și anul viitor, dacă tu cu bine de client, ceea ce este un mare plus. Gândiți-vă că un constructor își termină lucrarea și pleacă, caut altă lucrare. Pe când voi aveți clientul, având acel client, dacă știți cum să-l păstoriți, îl veți avea și la anul. Dacă știți să-l păstoriți foarte bine, vă va face și recomandări și veți avea și alții pe lângă el. Iar lucrul ăsta nu se întâmplă în foarte multe domenii. Sunt foarte multe lucruri de spus, așa că o să te invit la o nouă emisiune. O să facem episodul 2, 3, 4. Oricum, ți-am propus să scriu un roman, pentru că ai foarte multe lucruri de povestit. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră. Poți să fii un antreprenor de succes, așa cum este Dragoș Mircea, sau poți să alegi un alt model de business, așa cum ați văzut în celelalte emisiuni pe care le-am făcut. Sau, dacă această haină nu vi se potrivește, puteți să fiți un angajat extrem de performant și să lucrați cu un astfel de antreprenor. Dacă v-a plăcut emisiunea, așa cum vă spuneam, abonați-vă, scrieți-ne, dați share, puneți comentarii și vă așteptăm la următoarele episoade, pentru că antreprenor în asigurări vă aduce cele mai bune modele de business din piață, iar seria Lider de Succes vă ajută să-i cunoașteți și să vedeți dacă vreți să lucrați cu vreunul dintre ei sau să deveniți asemenea lor. Sunt Sergiu Costache, antreprenor în asigurări, seria Lider de Succes. Acest episod se încheie astăzi aici, iar dumneavoastră, ce aș putea să vă recomand decât să urmăriți noi episoade, pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.